Salut și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! În episodul de astăzi ne facem unghiile împreună acasă cu o jăsă impermanentă. Da, ne le facem acasă pentru că știm cu toții că în perioada asta saloanele sunt închise. Așa că mi-am comandat toate produsele de care am nevoie, o să vă spun ce mi-am comandat și de unde mi-am comandat și o să trecem prin toți pașii împreună. Așa că haideți să ne apucăm de treabă! Păi să începem! Și o să vă prezint produsele pe care mi le-am cumpărat eu pentru manicura cu ojă semi-permanentă acasă. Mi-am cumpărat de pe mai multe site-uri pentru că am făcut un mic research și site-urile care vindeau deja kit-uri care conțineau și lampă și produsele, să zicem, ojele, nuanțele de ojele erau pe placul meu. Și așa că am hotărât să fac un mic research și să-mi cumpăr lucrurile din mai multe locuri și am ajuns cumva cam la același preț. Păi în primul și în primul rând o să aveți nevoie de pile. Și avem aici mai multe tipuri de pile. Eu am vorbit cu tipa la care îmi fac eu unghiile și ea mi-a recomandat ce fel de pile să-mi cumpăr. Și aveți nevoie de o pilă 100x150, o pilă de 120x80, mai aveți nevoie de un buffer fin 100x180 și un buffer clasic. Acestea, toate pilele acestea le-am cumpărat, astea sunt cumpărate de pe Cupio, da? De pe Cupio am mai cumpărat acetonă pură, o să vă povestesc un pic care e treaba cu acetona pură. Mi-am cumpărat un cuticle remover, mi-am cumpărat un sanitol, asta pentru ustensilele pe care le folosesc, vreau să le dezinfectez, inclusiv pilele. O ojă semi din colecția lor Macaroons și se numește Lavender. Așa. Și mi-am mai cumpărat o periuță ca să pot să dau surplusul de praf de pe unghii și acest produs care este un lichid pentru degresarea unghiilor, se numește Nail Bonder și este foarte bun să-l dați în momentul în care vă pregătiți unghiile pentru aplicarea ojei. Bun, deci asta le-am cumpărat de pe Cupio. De pe kitunghii.ro mi-am cumpărat bufferul și pila asta pentru că pe Cupio nu le aveau și lampa, ca să o desfac de aici, lampa UV care arată așa, este cu LED-uri și are 48W, mi se pare, ceva de genul ăsta. Eu am testat-o, unghiile astea sunt făcute de mine, este foarte bună, a costat 74 de lei, ceva de genul ăsta, e mică, e portabilă. Iar de pe Melchior mi-am cumpărat, oje. Eu folosesc aceste oje la salon și știam culorile, de aceea am și mers pe varianta asta. Sunt oje mini, costă 39 de lei dacă nu mă înșel. Dacă faceți prima comandă la ei pe site aveți și 10% reducere, eu așa le-am luat. Și mi-am cumpărat 3 nuanțe, am zis că să nu exagerez, să nu investesc, pentru că oricum după perioada asta o să ajung tot în salon. Și mi-am luat un top coat și un base coat. Da? Și 3 nuanțe de ojă, Ever Young, care este un nude rose, un Ever Hot, care este ăsta de pe unghiile mele, și Ever Madness, care este un mauve. Bun, deci astea sunt produsele, să ne apucăm de treabă. O să pun pe birou un prosop, pentru că o să facem aici o grămadă de praf. Ce trebuie să știți este că dacă în mod normal oja semi-permanentă se dă jos cu acetonă și cu folie de aluminiu și cu cotonete de demachiat, eu o să dau jos tot ce am pe unghii cu pila, pentru că eu încă am acril. N-am reușit să dau tot acrilul jos și prefer să le dau așa, pentru că altfel nu mi se ia de pe unghii. Și o să încep să pilesc. Imediat să-mi așez aici toate treburile. Și pe măsură ce înaintăm cu tot parcursul, o să vă povestesc și care sunt pașii și cum procedez eu. Da? Bun. Deci așa arată acum unghiile mele și o să încep să pilesc cu pila 120x80. Pur și simplu n-am o tehnică wow. Mai există o variantă, dacă nu aveți nimic pe unghii, puteți să dați jos toată chestia asta, dați jos lacul, trebuie să văd acum că văd că se ia mai greu ușor. Dați jos lacul, adică partea asta lucioasă, focusează așa, și după ce îl dați jos puteți să puneți acetonă pură.
Tipa care îmi face unghiile mi-a spus că asta este cea mai bună, cetona pură, fără dizolvant în ea. Asta desface de pe unghii tot ce e de desfăcut. Și pur și simplu o să pilesc. Până dau jos culoarea. Nu știu dacă o să vreau să ajung să dau jos și baza, pentru că mi-e puțin teamă să nu îmi stric unghia mea naturală. Așa că pilesc cât să dau baza jos, cât să dau oja jos, pardon. Vă spun sincer că toată treaba asta nu e chestie care se face ușor, adică trebuie să aveți multă răbdare. Adică să vă înarmați cu multă răbdare. Că altfel... Deci după 2 minute n-am dat jos nici măcar jumătate din ea, da? Deci chestia asta o să dureze veșnicie, vă zic. Mă gândeam dacă să-mi cumpăr sau nu o freză, dar nu cred că m-aș fi descurcat cu freză. Ideea e că dacă nu aveți răbdare, să nu vă apucați de chestia asta. Unde-i bufferul ăsta? Pentru că după 5 minute abia s-a întâmplat chestia asta. Aș încerca totuși să-mi pun acetonul, să vedem ce se întâmplă. Hai să dau jos chestia asta strălucitoare, lacul de deasupra. Am aici cotonete. O să le tai în 4 pentru că am cotonete din alea mari. Și o să încerc pe o unghie să vedem ce se întâmplă. Și dacă se ia ok, o să fac așa. Așa e. Să încerc fix pasta pe care am pilit-o. Așa. Am aici folie de aluminiu. Nu, n-am rupt eu chiar. Wow, da. Și să stau așa cu ea să vedem dacă se întâmplă ceva. Dacă se întâmplă, le scot așa. Și văd. Până atunci pilesc lacul de pe astălalte. Pentru mine, care îmi fac unghiile de aproape 13 ani în salon, perioada asta a fost o perioadă grea. Și îmi fac unghiile în salon de atâta timp pentru că am o problemă la picioare. La unghiile de la picioare îmi cresc încarnate și, mă rog, e foarte complicat să-mi fac eu singură unghiile. În perioada asta a fost cu plânsete. Și când zic că a fost cu plânsete, nu exagerez absolut deloc. Chiar am plâns, atât de tare m-au durut unghiile. Asta este o unghie deja făcută, am pilit-o toate cele și acum să vă arăt. Așa arată oja semi-permanentă după ce am scos cotoneta cu acetonă și să dăm jos ce e pe ea. Pur și simplu luăm spatula și împingem oja cu grijă de pe unghie, fără să lezăm unghia. Din aproape în aproape. Cam așa arată oja dată. Ce se vede pe vârf este acril, ce mi-a rămas mie de la unghiile din salon. Și o să-l dau jos cu bufferul. Așa arată și acum o să scurtez unghia. Pila, pur și simplu. Și cam așa arată. Thank you.
Tocmai ce am terminat de dat toată oja semi de pe mâna stângă. Am pilit ce mai era de pilit, pentru că v-am zis că eu aveam acril și mai aveam pe vârful unghiei. Am dat formă unghiei și acum aștept la mâna dreaptă să se ridice oja de pe unghie. Durează cam 10-15 minute la mine, probabil că depinde foarte tare și de ojă, dar oricum, ridicați, trageți de cotonetă și vedeți în ce stadiu e. Și păi puneți la loc dacă nu s-a făcut. Ideea e să aveți răbdare și să nu fiți dezamăgiți dacă nu o să vă iasă super bine din prima, pentru că nu are cum să vă iasă super bine din prima, că nu faceți asta în fiecare zi. Trebuie să aveți răbdare, pentru că și mie, abia din a doua încercare mi-a ieșit ca lume. Așa că, na. Răbdare. Și acum să stăm, să așteptăm. Am terminat, am dat oja de pe ambele mâini. Am tăiat cuticulele pe aici, pe acolo, pe unde trebuia. N-am mai folosit soluția pentru cuticule, pentru că în momentul în care am pilit, s-au dus și din cuticule și am tăiat practic ce a rămas așa franjurat. Și acum urmează să trecem la partea mea preferată, și anume datul cu oja. Și acum sunt indecisă. M-aș face cu asta de la Cupio, doar că fiind o culoare foarte pastelată, trebuie să ai îndemânare. Arată cam așa. Este un alb mov. Dar cred totuși că o să mă fac cu această ojă. Ever Madness. Care este una dintre culorile mele preferate. Bun. Și o să facem o unghie cap-coadă. Vă arăt exact pas cu pas cum se face. După care ne vedem la final, după ce termin celelalte degete, pentru că la dreapta o să stau cu siguranță cel puțin jumătate de oră, ca să pot să pot să dau calme. Primul pas este să punem nail bonder. O să dăm un strat subțire. Asta nu trebuie uscat la lampă, pur și simplu se usucă normal. Da, ăsta are rolul de a scoate apa din unghie și pregătește unghia pentru următoarele straturi. O să adăugăm base coat-ul și o bag la lampă 30 de secunde. Bun. Și adăugăm primul strat de ojă, care nu trebuie să fie foarte gros. Și asta este rezultatul final. După ce am terminat prima unghie și v-am arătat care sunt pașii cap-coadă, o să continui și cu restul unghiilor și revin. După o oră și jumătate, am reușit și am ambele mâini făcute. Dreapta a fost o provocare, este foarte greu, dar cu răbdare și precizie o să reușiți. Și am și câteva concluzii și câteva sfaturi, ca să le spun așa. Ce vă recomand eu? Să aveți răbdare și să nu puneți presiune pe voi, pentru că nu este ceva ce faceți în mod frecvent. Da, deci tipele care fac unghii în salon, ele fac cursuri și au experiență și de asta și rezultatele sunt atât de faine. Ce facem noi acasă este o încercare de a avea unghiile cât mai asemănătoare cu ce vedem în salon. Însă, cu exercițiu, cred că putem să ajungem și noi acolo. Un alt sfat este să aplicați straturi cât mai subțiri din fiecare produs, pentru că la final pe unghie sunt 4 straturi și dacă straturile sunt groase se vadă foarte urât. Aveți grijă când le puneți în lampă să fie cât mai drepte degetele, dacă cumva degetul, nu știu, puțin strâmb, o să vă curgă oja și atunci o să o luați de la capăt, să o dați jos. La final de tot, eu după ce mi-am terminat fiecare mână în parte, am mai stat încă 2 minute în lampă ca să fiu 100% sigură că s-a uscat. Ce cred că ajută foarte mult este ca oja, textura ojii să fie foarte lichidă, pentru că, na, fiind începător, cu cât e mai groasă, cu atât e mai greu de lucrat cu ea.
și nu vă faceți griji dacă vă murdăriți pe piele. Eu am mai corectat pe aici pe acolo cu acest cuțitaj pe lângă unghie, dar dacă m-am murdărit, nu știu, pe piele, nu m-am panicat, am lăsat-o așa, n-am încercat să mă șterg, se ia oricum de pe mâini cu apă într-o zi maxim, deci nu vă faceți griji. Cam asta a fost toată nebunia de astăzi. Sper că v-a plăcut vlogul, sper că l-ați găsit util. Asta a fost încercarea mea de a mă face să mă simt mai bine, pentru că pentru mine unghiile sunt foarte, foarte importante și întotdeauna mi-a plăcut să am unghiile făcute. Îmi place rezultatul, culorile sunt foarte faine și sunt culori pe care eu le folosesc în mod uzual. O să vă recomand și vouă să vă luați culori pe care știți că le-ați mai folosit, ca să fiți sigure că ce ați văzut pe internet este și în realitate. Și cam atât. Ne vedem în vlogul următor, dar până atunci nu uitați să-mi dați un subscribe, dați-mi follow pe Instagram, Georgiana Ionescu, ca să vedeți ce poze drăguțe fac. Și sper să vă faceți și voi unghiile acasă și dacă vă faceți unghiile acasă, să-mi dați tag ca să vă dau repost. V-am pupat! O zi frumoasă! Pa, pa! Să începem cu începutul și o să vă arăt, Sasha,